Așa cum i-a obișnuit pe credincioși în ultimii ani, înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a dus și în noaptea trecută Sfânta Lumină cu o barcă în portul turistic Tomis din Constanța. Gestul ierarhului amintește devenirea pe mare a Sfântului Apostol Andrei, care a propovăduit Evanghelia pe teritoriul Dobrogei. Iată și în anul acesta, 2023, Hristos din ceruri, care este îmbrăcat în lumina Harului Sfintei Treimi, așa cum s-a îmbrăcat de când a înviat din morți, iată, în fiecare an ne trimite semn că este cu noi, că ne poartă de grijă și ne trimite această lumină care este cel mai sfânt lucru pe care îl putem primi. Este sfințenia lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, în care noi trebuie să ne îmbrăcăm, mai ales pe dinăuntru. Această lumină exterioară, care atunci când a coborât a fost imaterială, a devenit acum o lumină materială pe care o luăm unii de la alții și iată, biserica este cea care primește lumina și împarte lumina, pentru că biserica este mireasa lui Hristos. Din port, lumina a fost purtată în procesiune de pe faleza cazinoului spre Catedrala Arhiepiscopală. Înalt preasfințitul părinte Teodosie le-a vestit aici celor prezenți în vierea și a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al lăcașului de cult.